Autostrăzile ar trebui să fie pline de mașini, nu? Atunci cum se face că există această ciudățenie care se numește M-185, singura autostradă din America unde mașinile sunt complet interzise? Probabil vă întrebați, de ce ar fi interzise mașinile pe o autostradă? Nu sunt mașinile motivul pentru care autostrăzile există? Haideți să vedem împreună care este motivul și să explicăm de ce există o astfel de autostradă. În timp ce multe autostrăzi sunt plictisitoare și se întind pe kilometri întregi de câmpie sau deșert, M-185 înconjoară frumoasa insulă Mankinac, care are o suprafață de 11,3 km pătrați și se află în lacul Huron. Insula și orășelul de acolo au un farmec pitoresc aparte. Pare să fie acea comunitate liniștită dintr-un roman de Stephen King, care ar fi zguduită din temelii de o crimă. Insula Mackinac are multe atracții pentru toate tipurile de turiști. Dacă îți place golful, poți să mergi pe faimosul lor teren de golf. Dacă îți place cultura, poți vizita renumitele lor expoziții. Iar dacă te-ai săturat de trafic și poluare, atunci te poți bucura de faptul că mașinile sunt complet interzise de peste 100 de ani. În anul 1898, locuitorii insulei erau foarte speriați de o invenție ultramodernă numită automobil. Erau atât de speriați încât au adoptat o lege locală prin care se declara: este interzisă folosirea trăsurilor fără cai în limitele localității Mackinac. Este genul de lege care acum ne amuză pentru că a fost scrisă într-o altă epocă, ceva mai primitivă. La fel ca alte legi care interzic, de exemplu, să cumperi alcool în zilele de duminică. După ce au interzis trăsurile fără cai în limitele localității, locuitorii insulei au crezut că totul va fi la fel ca înainte. Dar în anul 1900, un anume Earl C. Anthony și-a adus automobilul pe insulă și în timp ce îl conducea prin parcul insulei Mackinac, a speriat mai mulți cai care trăgeau trăsuri. De aici și problema. Oamenii care se aflau în trăsurile respective au tras o spaimă grozavă atunci când caii speriați au luat-o la goană și, după cum vă puteți imagina, nu au fost foarte fericiți. Așa că în 1901, Comisia Parcului Insulei Mackinac a adoptat o nouă lege care interzicea mașinile și în parc, care reprezintă peste 80% din suprafața insulei. Având în vedere că mașinile fuseseră deja interzise cu 3 ani înainte în localitatea Mackinac, care reprezintă restul de 20% din suprafața insulei, acum pe toată insula mașinile erau complet interzise. Cu toate acestea, între anii 1900 și 1910, statul Michigan a început construcția unui drum pe insulă menit să îi ajute pe locuitorii de acolo să se deplaseze mai ușor, folosind alte mijloace de transport care existau la vremea respectivă, cum ar fi trăsurile, mersul călare, mersul pe jos sau acele biciclete ciudate care erau la modă. De fapt, drumul a fost făcut mai îngust decât autostrăzile tradiționale în mod intenționat, astfel încât mașinile să nu poată circula acolo. Dar, așa cum am promis în titlu, vrem să aflăm de ce există o autostradă fără mașini, nu un drum. Și atunci ne întrebăm, de ce este acest drum o autostradă și nu doar un drum obișnuit? Răspunsul este simplu. Este o autostradă pentru că asta spun autoritățile statului Michigan. Autostrăzile nu trebuie să îndeplinească vreo condiție tehnică anume pentru a fi considerate autostrăzi. Trebuie doar să fie declarate autostrăzi de către autoritățile statului unde se află. Iar în 1933, statul Michigan a declarat acest drum ca fiind autostradă. În ciuda restricțiilor, în câteva ocazii au fost totuși mașini pe insulă. În 1979, insula a fost locul unde s-a filmat Somewhere in Time, o peliculă cu Christopher Reeve, primul actor care l-a jucat pe Superman, care are rolul unui bărbat ce se îndrăgostește de o femeie văzând doar o fotografie a acesteia. Practic, e un film despre Tinder. În film există o secvență în care actorul conduce o mașină de epocă, deci a trebuit să îi se permită să aducă o mașină pe insulă și să o conducă acolo. Cum ar fi putut cei de acolo să-l refuze pe Superman? Următorul automobil a ajuns pe insula Mackinac în anul 1998, atunci când locuitorii insulei sărbătoreau 100 de ani de la interzicerea mașinilor. Ironic, nu? Și mai recent, în 2019, vicepreședintele Mike Pence a mers pe insulă cu o coloană oficială din motive de securitate. Și bineînțeles, mașinile folosite pentru urgențe au fost mereu o excepție de la regulă. Acestea din urmă au fost și cele care au cauzat singurul accident rutier înregistrat vreodată acolo.
Acesta s-a întâmplat când un camion al pompierilor a atins ușa unei ambulanțe, atunci când ambele autovehicule mergeau la o intervenție. Din fericire, în urma acestui accident nu au existat victime și oricum ambulanța era chiar acolo. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!